Ieri fetiță mă numeam, azi și eu fetiță. Bate vânturi ca de glume, nu sunt singură pe lume. Floare dulce, micșunea, asta este fata mea. Din câte știm, ești astăzi fumăgeată. Și câți ani frumoși face fata asta? 13 anișori. Noi cu această inimă mare vrem să te felicităm cu această frumoasă zi și să-ți spunem că ești deosebită. Cineva tare mult te iubește și vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și de ziua ta, dar și în fiecare zi. Știm că foarte, foarte curând ești fumăgeată, da? Dar primești, bănuiesc că... Felicitări și astăzi, așa este? Așa cum astăzi este duminică, avem mult timp liber, mai mult timp avem ca să stăm cu tine. Așa că te rugăm din toată inima să primești cele mai calde și sincere felicitări. Emoții? Și pentru fetele astea frumoase, noi de fiecare dată avem câteva daruri. Iar pentru tine, aici avem o surpriză dulce. Și văd că pe acest tort frumos scrie multe, multe detalii despre tine. Când te-ai născut, la ce oră te-ai născut, da? Câte kilograme și câți centimetri aveai. Înseamnă că, uite, vine de la cineva care știe toate detaliile astea. Și bănuiesc că știi tu de la cine vine această surpriză, da? Dar cum crezi tu? Cine ți-a trimis inima în dar? Mama, corect. Cine mai ține minte toate detaliile astea dacă nu scumpa și iubita ta mamă? Într-adevăr, mămica azi este departe și a trimis inima ei mare ca să-ți spună cât de mult te iubește și cât de mult ține la tine. Pentru tine mai sunt câteva balonașe, așa că primește-le! Mămica ta a spus că ești cea mai scumpă, cea mai dragă, cea mai minunată ființă pentru ea pe acest pământ și a scris pentru tine câteva rândurile. Au trecut 13 ani de când ai apărut în lumea aceasta mare și frumoasă. 13 ani de când ne bucuri inima noastră și ne faci mereu fericiți. Pe noi, pe toți din jurul tău. Astăzi nu mai ești o copilă mică care mergea cândva la grădiniță. Ai crescut și ești deja o domniță adevărată. Fie ca ochii tăi să fie deschiși la tot ce este frumos, iar urechile tale să audă doar lucruri frumoase, cu mâinile să îi îmbrățișezi doar pe cei buni, iar picioarele să te ducă pe drumul drept al vieții. Vreau să te rog să te strădui la școală pentru a acumula nu doar note bune, dar și multe cunoștințe. Și întâi de toate să fii mereu așa gingașă, cum ești și până acum. De câțiva ani, tot vreau să-ți spun că ești cea mai minunată și cea mai frumoasă. De câtva timp nu sunt lângă tine de ziua ta ca să-ți cânt un la mulți ani, dar îți trimit inima mea în dar ca să fie alături de tine. Te iubesc din suflet și ne este nespus de dor de tine. La mulți ani, frumoasa mame! Felicitări vine din partea mamei din Italia! Când mai vine mămica la tine? Sau când a fost ultima dată? Așa de mult nu a fost cu uita. Câțiva ani? Câteva luni? Da, două luni. Păpușa dragă, să știi că mama asta este plecată totuși pentru binele tău, așa-i? Pănuiesc că știi. Și ea de fiecare dată se străduie să-ți aducă doar fericire în viață. Reușește? Ce-i transmis tu, mamica? Îi iubesc foarte. Și aștept? Îți doresc mult sănătate, bucurie, tot binele de lume. Vreau ca să fie o fată ascultătoare, să aduci numai bucurie, mamica. Să ne bucurăm așa cum ești tu și multe succes noi și cu toți. Noi mai avem un cadou pentru tine. Știi? Mă și-ai să-l ia. Dar și poșești. Emoții, da? Mult sănătate. Hai, ține-o! America, Natalie. Asta un cadou de la baitul Valera ți-ai. Baita Valera ți-a îndeplinit dorința. Și
și un mic prezent din partea noastră. Все, mulți ani fericiți, multă stimă, multă dragoste, să ai de porți stimă de părinți, să scoți părinții și так далее. Hai cum mult nu putem noi grăi. Днем вареньем тебе! Am vrut să mulțumesc pentru serviciu, te iubesc la fel de mult și ai grijă ținut și te aștept cu drag acasă.